Povești cu lipici pentru cei mici. Cât se poate de adevărat. Într-o după-amiază plăcută la țară, o găină albă frumoasă pe nume Hana se îndrepta spre casă. În văzduh se auzeau cum celelalte animale de la fermă se pregăteau de culcare și Hana nu-și mai încăpea în pene de bucurie. Și-a întins aripile și a zburat pe marginea cotețului, iar o pană i s-a desprins și a plutit până a atins pământul. Hana, ușor credulă, a privit întotdeauna partea bună a lucrurilor. Era trist că și-a pierdut o pană, dar poate că așa va arăta mai bine. O să fiu mai frumoasă decât sunt acum. Spunând ea asta, văzu cum se ridică luna și spuse că luna e tare frumoasă, fără să aibă nici măcar o pană. Curând, Hana a adormit și una dintre găinile de lângă ea i-a șoptit prietenei ei. Ai auzit? Hana a pierdut o pană și nu-i pasă deloc. A spus că ar fi mai frumoasă dacă nu ar avea nicio pană. Ai auzit? În copacul de care a târna cotețul stătea mama buvniță. A fost uimită de ce i-a fost dat să audă. A pus aripile peste urechile puiului ei. Nu asculta copilul meu drag. Hana o să se jumulească până la piele. A strigat spre un porumbel care zbura pe deasupra. Nu-mi place să bârfesc, dar sunt sigură că se dă mare în fața cocoșului. Ilie și ciripitor, care atârnau cu capul în jos în copacul din apropiere, nu aveau nicio problemă cu bârfa. Ziua se prefăceau că dorm, dar de fapt ascultau tot ce se spunea. Iar noaptea spuneau ce secrete aflaseră ziua. Liliecii erau uimiți. Două găini se jumulesc ca să fie băgate în seamă de cocoși. Cum a ajuns lumea asta, nu se poate. Caii din grajdurile de dincolo de gârlă i-au auzit pe lilieci vorbind și au fost îngroziți. Un găin fără pene? Pe vremea asta o să moară de frig. Vântul a purtat cuvintele lor peste dealuri până la urechile unei capre bătrâne și blănoase care locuia la ferma următoare. Capra și-a scuturat capul și a lovit gardul pe o parte. Groaznic, nu putem permite una ca asta! Imediat a dat gardul jos și s-a îndreptat cu pași grăbiți spre coteț, ca să-i spună ceva mamei găina. Sunt găini înghețate în toată țara asta. Și-au jumulit penele ca să se dea mari în fața cocoșului și acum sunt moarte de frig. Pe mama găina a supărat-o acest lucru. Ce vești groaznice! Dacă găinile continuă să moară înghețate, prietenele lor vor muri de singurătate și nu vor mai fi găini care să facă ouă. Cocoșul trebuie să spună tuturor și să pună capăt lucrului ăstuia imediat. A doua zi de dimineață, cocoșul mândru și-a ocupat locul său sus pe coteț. Și-a scuturat aripile, și-a dres gâtul și și-a umflat pieptul. Atenție, găinilor! Am un mesaj important. Găinile mor de tristețe fiindcă le îngheață ouăle. Știu că sunt cel mai chipeș cocoș din țară, dar trebuie să încetați să vă mai jumuliți ca să mă uit la voi. E adevărat? Întrebase suspinând una din găini. Cât se poate de adevărat? Spuse țipând cocoșul. Toată lumea spune asta. Cum ar putea să se înșele cu toții? Și uite așa, povestea asta a ajuns de la un coteț la altul în toată regiunea, ba chiar s-a dus vestea și la oraș. Oamenii de la oraș au dat din cap cu tristețe în timp ce citeau ziarul. O epidemie, se pare. Un dezastru pentru săracii fermieri. În cotețul său, Hana asculta amuzată de la alte găini povestea despre o fermă plină de găini prostănace care s-au jumulit de pene într-o încercare disperată de a-l face pe cocoș să se uite la ele și că găinile astea au aruncat una într-alta cu ouă înghețate până ce au murit toate. Lui Hana nu-i venea să creadă, dar găinile i-au arătat ziarul. Apăruse în ziar, deci trebuie să fie adevărat. Din păcate, Hana a fost de acord cu el. Hana s-a gândit că cel mai bine ar fi să pună articolul pe perete în coteț ca să servească drept avertisment pentru celelalte găini. Cine s-ar putea opune? Mai ales că era pe deplin cât se poate de adevărat. Traducerea și adaptarea Ioana Pâr.